spuneți care este părerea noastră față de integrarea europeană a țării, o părere pozitivă sau negativă? Noi ne gândim, noi sperăm ca și așa bine, lasă și bine pentru toată lumea, pentru toți copiii, pentru tot bolnavi să și bine. Dar față de unirea cu România, ce părere aveți dumneavoastră? Aici tot depinde de voi, sunteți tineri. Păi acum marea majoritate a tinerilor vor unirea cu România pentru că au fost de multe ori în România, mai ales că sunt peste 5.000 de studenți anual de la UNED din Basarabia care finalizează școala și pleacă în România la studii. Primesc studii europene, bursă europeană, primesc cămin gratuit, transport gratuit. Văd o altă diferență și din punct de vedere a tineretului este o oportunitate foarte mare pentru Moldova. Pentru tineret poate și tot bine acolo. Dacă tineretul o să aleagă unirea cu România, dumneavoastră o să-i susțineți. De ce nu? Eu pentru tineret. Noi vrem toți bătrânii pentru tineret mergem. Dacă îți comparăm economic Republica Moldova cu România, România este mult mai puternic dezvoltată nu decât asta, noi. Acolo socoate. Salariile, pensiile mult mai mari decât ale noastre. Acolo, ați auzit de ajutoarele pe care ne le oferă România? Am auzit, primesc televizor. De exemplu, grădinițele pe care le repară da, ele da. Noi sau transportul, microbuzele pentru transportul elevilor. Pentru copii, pentru tineret las fac. Asta e tare, bine, pentru tot fac, pentru tineret. Deci dacă ar fi un referendum, dumneavoastră ați vota pentru integrare, pentru unire, dacă că asta ar fi spre beneficiul cetățenilor. Da, aia să fie pentru aia să vreau să fie bine pentru toți. Părerea dumneavoastră față de integrarea europeană? Eu s-o tot ca fi. La ce așteptări aveți? Ce credeți că se va schimba? Totul le-ar pe viață. Ar apărea locuri de muncă, drumuri da, mai bune, infrastructură la general. Și mai cu locuri de muncă, cu asta că mulți sunt tineriat care... Apoi salarii, pensii, medicină calitativă, educație mai bună. Da, cam așa și așa. Dar cum vedeți dumneavoastră integrarea Uniunii Europeană prin unirea cu România, fiind o cale mult mai simplă? E asta cam nu chiar bună treabă, dar... Din ce cauză? Mai bine ar fi că în direct, e și ca o țară, știi? Ca țară independentă. Independentă, da. Dar din ce cauză credeți că ar fi mai bine? Totuși nu suntem o țară cu România, vorbim o limbă, avem o tradiție, o religie, o istorie, o cultură. Dar dacă am vorbit despre proiecte finanțate de anume Guvernul României, pentru că au fost cele mai multe, cunoașteți? Ceva am auzit, eu nu prea... Grădinițe renovate peste 1100. Școlile au fost eu pe asta. Da, unele școli, puncte medicale, diferite monumente, părți de drumuri, drumul de la Bălți la Iași, care leagă Bălți cu Iași, a fost renovat. De asta am auzit, multe. Dar nu prea m-am uitat. Studenții învață în România și primesc cazare gratuită, burse, destul de bune. Deci dacă ar fi un eventual referendum, dumneavoastră ați susține integrarea europeană, dar la unire cu România la jumătate. La jumătate. Am dar nu ați fi împotrivă dacă majoritatea ar susține. Dacă majoritatea, da, mă...